Doamnelor și domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna mai. Avem prezență fizică și mijloace electronice, o ședință cu proiecte în mare parte de finanțare europeană. Rog pe președintele de ședință să preia conducerea. Mulțumesc, domnule primar. Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local de Râmănești din data de 28.05.2024. Ordinea de zi conține un număr de 12 puncte. Încep cu punctul numărul 1, nu înainte de a spune că în sală sunt prezenți un număr de 12 consilieri și online sunt prezenți 5 consilieri. Punctul numărul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.05.2024. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a fost adoptat punctul numărul 1. Aprobarea proiectului ordinii de zi. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.04.2024. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate a fost aprobat. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului de Râmănești la data de 31.03.2024. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului de Râmănești. Înainte de a-i da cuvântul domnului primar, fac precizarea că toate proiectele de pe ordinea de zi a primit avizul favorabil al comisiilor de specialitate. Domnule primar, vă rog. O să fac câteva precizări la acest proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la 31.03.2024. În fiecare an, la fiecare sfârșit de trimestru, inițiem un proiect de hotărâre prin care aprobăm execuția bugetului local la trimestrul respectiv și, sigur, și execuția bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii. De asemenea, aprobăm anexele închiderii contului de execuție a bugetului local la 31.03.2024, bilanțul, contul de rezultat patrimonial, fluxul de trezorerie și așa mai departe. În ședința pe comisii am făcut precizările necesare, doamna contabil șef la fel. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 3 de ordine de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 3 de ordine. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare, precum și acceptarea sponsorizării oferite de către persoana juridică Asociația Casa de Ajutor Reciproc Progresul CFR Comunești IFN, constând în transferul cu titlul datorită a sumei de 5.000 de lei în bugetul local al orașului Râmănești. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Râmănești. Domnule primar, vă rugăm. Mulțumesc. În cadrul evenimentului Târgul Gospodărilor de Produse Tradiționale, am avut un sponsor în persoana Asociației Casa de Ajutor Reciproc Progresul CFR, care a transferat cu titlu gratuit suma de 5.000 de lei în bugetul local. Prin acest proiect de hotărâre aprobăm, pe de o parte, contractul de sponsorizare 11.451 din 16.05 și în celălalt articol aprobăm, acceptăm sponsorizarea oferită de persoana juridică amintită. După ce vom aproba acest proiect de hotărâre, practic vom rectifica bugetul și suma care constituie sponsorizare va fi dirijată spre plata unor cheltuieli ocazionate de târgul de produse tradiționale. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem punctul numărul 4 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a fost adoptat și punctul numărul 4 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului de Râmănești, județul Bacău, pe anul 2024. Inițiatorul proiectului, domnul primar al orașului
câteva lucruri și aici. Aprobăm creșterea bugetului local de venituri, sursa A, cu suma de 13.000 de lei la partea de venituri și de asemenea 13.000 la partea de cheltuieli, conform anexelor 1-3. La ședința pe comisie am discutat despre sursele care au dus la această creștere, de unde sunt aceste venituri și sigur că la partea de cheltuieli am discutat despre felul cum vor fi cheltuite aceste sume. Am, la articolul 2, am propus reactualizarea listei de investiții sursa conform anexei pe care am pus-o la dispoziție, care de altfel am discutat-o și am să o rog și pe doamna contabil șef, în sinteză, câteva lucruri să ne spun. Deci, se aprobă bugetul local cu 13.000 de lei și la venituri și la cheltuieli. La parte de venituri, acei 13.000 provin 5.000 din donații și sponsorizări, iar 8.000 venituri din vânzarea mărbunului capătul în domeniul privat. Iar la parte de cheltuieli, cei 5.000 au fost dirijați pentru copii materiale efectuate pentru tărâmul gospodărilor, iar 8.000 cheltuieli de investiții care se reflectă în lista din obiective de investiții, de reabilitare și reparații parțiale stradale și până la 180 de miliarde. Dacă aveți întrebări? Mulțumesc. Am să fac eu precizarea că parte din bani se duc pentru extinderea rețelor de apă și canalizare în cartierul Triaj. De asemenea, am luat în calcul rețeaua de apă din cartierul Dărmănească, în urma unor solicitări făcute de cetățenii din zonă. Și, așa cum spunea și doamna contabil șef, avem un tronson din strada Luncii, care trebuie reabilitat și extinsă rețeaua de canalizare și acolo. Dacă nu sunt întrebări, mă rog, supuneți la vot. Supunem la vot punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Dărmănești, prin modificarea structurii organizatorice și a statutului de funcții. Inițiatorul proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Am avut de discuții pe acest proiect de hotărâre la ședința pe comisii. Avem câteva acte normative care ne obligă până la sfârșitul lunii iunie să facem această reorganizare. Amintesc aici legea 296, ordonanța de urgență 115 pe 2023 și adresa instituției prefectului 9676 din 22-a 4-a, prin care ni s-a comunicat numărul maxim de posturi, precum și adresa 18.920 din 31-a 10-a 2023, prin care ne se comunică obligativitatea aplicării prevederilor legii 296, prevederi care spune că trebuie să facem reduceri din aparatul de specialitate conform actului normativ. Astăzi am propus acest proiect de hotărâre prin reorganizarea aparatului de specialitate al primarului. Așa cum am spus la ședința pe comisii, nu vorbim de pierderi, eu știu, de locuri de muncă a unor colegi de-ai noștri. S-a făcut această reorganizare prin reducerea unor posturi care sunt vacante și la acest moment discutăm de un aparat de specialitate format din 106 posturi, dintre care 56 de funcții sunt publice, 48 de posturi sunt personal contractual, cu 2 demnitari, 106. Din aceste 106 funcții, ocupate sunt doar 66, după cum urmează. La funcții publice avem 31 de posturi ocupate, la personal contractual 33 de posturi ocupate. Deci suntem undeva cu 40 de posturi vacante. Sigur că
conform adresei instituției prefectului. Am să vă dau doar un exemplu. Avem 10 posturi pentru fonduri europene și avem ocupat un singur post. Facem tot ce ne stă în putință ca să funcționăm în parametrii normali cu aparatul de specialitate, deși mai avem nevoie de niște oameni, și încercăm să eficientizăm cheltuirea banului public prin transferarea unei mari părți din banii pe care îi strângem de la oameni din taxe și impozite spre investiții, pentru a putea să ne asigurăm cu finanțarea proiectelor europene pe care le avem în derulare. Așa cum spuneam și în alte, cu alte ocazii, nu avem niciun credit, nu avem nicio datorie și reușim să ne asigurăm cu finanțarea pentru proiectele europene, care sunt multe, nu sunt puține. Dacă aveți întrebări, vă rog. Dacă nu aveți întrebări, supunem la vot punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă. Un vot împotrivă. Doamna Verdeș Mirela a votat împotrivă. Abține. În online, abținere sau vot împotrivă, domnul de preține? Abținere. Abținere. O abținere, împotrivă și 15 pentru. 15 voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă. Proiectul de punctul numărul 6 a fost adoptat. Punctul numărul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 5.000 de lei domnului Mazilu Iulian, persoana aflată în nevoie socială, cu domiciliu în oraș Dărmănești, Strada Nemira numărul 15, județul Bacău, în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rog. Așa cum de fiecare dată am venit în fața Consiliului Local cu proiecte de hotărâre care au ținut de sănătatea cetățenilor din orașul Dărmănești, vin și acum. Și vă rog să aprobați un proiect de hotărâre pentru un ajutor financiar de urgență în cuantum de 5.000 de lei domnului Mazilu Iulian, un tânăr de 25 de ani care are probleme grave de sănătate și care urmează peste câteva zile să aibă o intervenție chirurgicală la un spital din București. Este un ajutor financiar pe care l-am, ca și cuantum, l-am acordat și cu alte ocazii altor persoane din Dărmănești aflate în dificultate. Sperăm ca acest ajutor să poată să-l ajute să treacă peste perioada dificilă și, sigur, în funcție de cum evoluează sănătatea dumnealui, dacă este cazul, vom mai interveni. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a fost adoptat și punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic de execuție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, puncte de reîncărcare vehicule electrice, finanțat prin PNRR. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Mulțumesc. Spuneam că avem multe proiecte cu fonduri europene în implementare. Sunt în diverse faze de evoluție aceste proiecte. Astăzi propun aprobarea prin hotărâre de Consiliu a documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic de execuție, a unuia din multele proiecte pe care le avem, și anume asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, puncte de reîncărcare vehicule electrice. Este finanțat prin Plan Național de Redresare și Reziliență, componenta C10. Practic, vom construi pe raza orașului Dărmănești mai multe stații, puncte de încărcare pentru mașinile electrice. Am detaliat în proiectul de hotărâre valoarea acestor puncte de reîncărcare, cât cofinanțăm noi
ce sumă luăm din fonduri europene și așa mai departe. Spuneam și poate ocazii că facem tranziția spre un oraș verde, suntem interesați, pentru că suntem și stațiune turistică, de reducerea poluării, a zgomotului și așa mai departe. Aceste surse alternative trebuie să fie implementate în așa fel încât să ne atingem dezideratul de a reduce poluarea. Nu putem să spunem că reducem poluarea, dar nu facem nimic. Venim cu aceste stații de reîncărcare. Pe măsură ce avem soluții pentru reîncărcarea mașinilor electrice, cu siguranță și numărul mașinilor electrice de pe raza orașului Dărmănești va crește. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 8 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a fost adoptat și punctul numărul 8 pe ordinea de zi. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare a obiectivului de investiții, asigurarea infrastructurii pentru transportul verde, puncte de reîncărcare vehicule electrice, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, componenta C10, fondul local. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Așa cum am precizat și la ședința pe comisie, acest punct pe ordinea de zi l-am inițiat, pentru că nu avem în spate un studiu de fezabilitate care să vină și să completeze cumva această notă de fundamentare. Ca atare, finanțatorul a pus la dispoziție acest model F a notei de fundamentare, pe care noi o aprobăm prin hotărâre de Consiliu și care stă la baza proiectului tehnic pe care l-am aprobat anterior. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Supunem la vot punctul numărul 9. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a fost adoptat punctul numărul 9 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat la fază de lucrări pentru obiectivul de investiție, înființarea centrelor de colectare prin aport voluntar în orașul Dărmănești, vestul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C3, managementul deșeurilor. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Un nou proiect cu fonduri europene care vizează înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar. Ținta acestui proiect este de a reduce deșeurile, cantitatea de deșeuri, în primul rând, pe care astăzi cetățenii o pun în rezidual și, în al doilea rând, de a veni cu o soluție pentru cetățenii orașului Dărmănești care au deșeuri reciclabile de dimensiuni mai mari. Înființăm acest centru de colectare prin aport voluntar, așa cum spuneam, cu fonduri europene, valoare 4.340.000 de lei. Am aprobat anterior proiectul tehnic, am scos la execuție acest obiectiv de investiții în urma licitației care s-a derulat. Am avut o economie de 20 și ceva de mii de lei și ca atare propunem aprobarea acestui proiect de hotărâre la faza execuție lucrări. Deci am avut o economie, aprobăm acest proiect de hotărâre de viz general și indicatorii tehnico-economici în așa fel încât în urma execuției să existe corelație între devizul general pe care noi îl avem după faza de execuție, adică după licitația pentru execuție și ce vom deconta din fonduri europene. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Să punem la vot punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a fost adoptat și punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, extinderea sistemelor de canalizare pe strada Plopului, strada Izvorului și strada Plopului din oraș Dărmănești, județul Bacău, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență,
Componenta 1, managementul apei, investiția 1. Inițiator, domnul primar al orașului Vermenești. Domnule primar, vă rugăm. Este un proiect care vizează cartierul Plopu și cartierul Păgubeni. După cum bine știți, în cartierul Plopu și Păgubeni nu avem canalizare. Când s-a făcut proiectul mare de canalizare a Dărmăneștiului, nu au fost prinse cele două cartiere. Ca atare, am urmărit din fonduri europene orice fel de axă de finanțare s-a deschis și care putea să finanțeze astfel de obiective de investiții. Am reușit prin PNRR să obținem finanțare și astăzi aprobăm studiul de fezabilitate la acest proiect mare și de necesitate pentru cetățenii din cartierul Plopu și Păgubeni. Aprobăm indicatorii tehnico-economici, devizul general, devizul privind cheltuielile eligibile și neeligibile, sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, altele decât cele prinse în sistem care pot apărea în sarcina orașului Dărmănești. Valoarea acestui proiect este de 17.893.000 lei și aș vrea să fac precizarea celor din cartierul Plopu, cetățenii din cartierul Plopu și Păgubeni, că nicio altă investiție care ține de asfaltarea străzilor nu putea fi implementată în cele două cartiere până nu finalizăm acest obiectiv și finalizăm acest obiectiv de canalizare. Deci după ce reușim să încărcăm acest proiect de hotărâre, această hotărâre cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici, vom trece la pasul următor, proiectare și execuție. Ne propunem ca în termen de un an de zile să finalizăm acest obiectiv de investiții, după care, pentru cartierul Plopu, avem un proiect de asfaltare depus la Compania Națională de Investiții în valoare de câteva milioane bune de lei, care va putea fi luat în analiză doar după ce implementăm canalizarea. Deci proiectul pentru asfaltarea străzilor din cartierul Plopu este depus de mai bine de jumătate de an la Compania Națională de Investiții, avem și proiect tehnic acolo, dar nu am reușit să implementăm acest proiect, motivat de faptul că nu avem canalizare. Același lucru l-am avut și în cartierul Brătulești. Am finalizat cu rețeaua de gaze, deci și la Plopu am terminat cu gazele. La Brătulești am finalizat rețeaua de gaze, de apă și canalizare și acum este în execuție un proiect de peste 15 milioane de lei. Deci suntem în linie dreaptă, e bine că am reușit să obținem finanțarea pentru canalizare în cartierul Plopu și Păgubeni. Sperăm în termen scurs să o ducem la bun sfârșit această investiție și să putem trece la pasul următor, modernizarea străzilor prin asfaltare. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 11 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 11 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 12, diverse, o să-i dau cuvântul domnului primar. Între timp, dacă doriți să vă înscrieți la punctul numărul 12, câteva lucruri am să spun la diverse. Suntem în diverse faze de execuție cu mai multe proiecte și poate că la un moment dat creăm disconfort, așa cum este pe strada Brătulești sau mai bine zis în cartierul Brătulești. Sunt mai multe investiții care se derulează acolo și ne cerem scuze cetățenilor care, eu știu, au disconfort, dar cu siguranță în cel mai scurt timp vom reuși să punem și piatra spartă pe acele străzi și vom veni și cu asfaltul. Aș face un apel la toți cei care sunt astăzi racordați la sistemul de canalizare, de apă sau de gaze, să o facă atât pe străzile din cartierul Brătulești, cât și pe străzile din cartierul Joseni și Triaș. În cel mai scurt timp vom intra cu modernizarea prin asfaltarea străzilor din cartierul Joseni și cartierul Triaș și estimăm maxim o lună vor începe lucrările și recomand oamenilor să se racordeze în regim de urgență la
aceste utilități, pentru că după aia va fi mult mai greu și va trebui cu siguranță niște costuri mult mai mari să le suporte. Nu vom mai putea tăia asfaltul și să ne racordăm la canalizare, ci va trebui făcute sub traversări. Sunt, așa cum spuneam, proiecte în derulare, trebuie neapărat să le ducem la bun sfârșit și, ca atare, pentru a nu îngreuna, eu știu, punerea stratului de asfalt, rugămintea este în cel mai scurt timp să se racordeze la gaze, apă și canalizare. Sau măcar să pună o țeavă, un protector și pe sub stradă și după aia să se racordeze. Mulțumesc, alte puncte nu am pe ordinea mea de zi. Vă rog. Dar dacă puteți să rugați-mi ca de la centru de zi să vine cineva să prezinte un raport. Da. Nu puteți spune ceva? Da, am avut o discuție cu colegul de la centru de zi și pentru că suntem în campanie electorală, i-am propus să vină după ce terminăm campania electorală, pentru că orice fel de, eu știu, ar putea să creeze anumite păreri. Săptămâna următoarea ședință va veni cu un raport, el l-a pregătit, următoarea ședință de Consiliu, da, terminăm și campania și va veni cu un raport în detaliu și a mai fost o solicitare pentru, a fost o solicitare pentru un raport al șefului Poliției Naționale, la fel am avut și cu dumnealui o discuție, după ce vom termina cu perioada asta de campanie, vor veni și își vor prezenta rapoartele de activitate, așa cum ați solicitat de asta. Și am văzut o problemă, la campania, se poate la sărătru să mai duc 10 grade, adică măsură. Am făcut adresă scrisă la cei de la Delgaz, deci trebuie neapărat. Și când va aplica atunci, e scump, vine, e păcat. Da. Deci voi să știți că am solicitat păi nu, dar mereu. Nu, eu n-am. Da, mereu am solicitat și... Nu înțeleg ăștia de la eu, deci chiar să... Deja desface fundația la garduri, deci aproape va fi o catastrofă, cade pe mașină. Domnul Stănuleț, dacă ne auzi, este o... Este o solicitare transmisă de către noi, către Delgaz, pentru un stâlp din zona, stâlp electric, pe strada Uzinei, care aparține de Delgaz și care s-a înclinat destul de mult. Deci se va prăbuși în cel mai scurt timp. Deci rugămintea mea, vedeți unde este acea adresă, dacă nu aveți, vă transmitem de nou și vă rog să interveniți acolo. Rămâne tot cartierul. Da, mulțumesc tare, este scris. Da. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări, mulțumesc, zi frumoasă și cu spor. Mulțumim, declar închise ședința Consiliului Local de data de